Autoritățile din energie au pregătit planul pentru ca în această iarnă să nu fie probleme cu furnizarea electricității și gazelor. Ministrul de profil dă asigurări că depozitele de gaze sunt pline, iar lacurile integrate în sistemul energetic sunt și ele la un nivel care să acopere nevoile pentru sezonul rece. Românii nu vor tremura de frig în iarna aceasta, nu vor tremura nici de frica facturilor, pentru că aceste facturi au rămas și rămân plafonate până la nivelul lunii. Aprilie, până la 1 aprilie anul viitor, dacă nu cumva vom putea să prelungim această formă de sprijin, compensarea plafonarea. Ministrul Energiei mai spune că din datele de până acum se așteaptă la o iarnă blândă ca cea de anul trecut.